Rolul unui bătrân este, cum spune medicul, grav, dar stabil. Adică un bătrân joacă rolul de stabilizator, mai ales să ajungă capul, să intre așa, neobservat în casă, când aude o ceartă undeva. Nu-ți vâră nasul atunci când nu-ți fierbe oala. Nu te vâri la tineri când iau o discuție. Trebuie să fii foarte tacticos, foarte cum scade. De obicei, la moldoveni, e făcut așa, e primit, că soția își laudă rudele. Cum n-ar fi? Poate mult inferior familiei soțului, dar ei mai bună și cum făcea mama, așa făcea, îi place. Bine, dacă mama ei e foarte cumpătată, educată, dacă își dă seama că în familie nu trebuie să te baci cu bățul, cu cârligul, cu cearta ta, atunci merge bine. Mai bine să nu te vâri în viața unui familie de cuplu. La un moment dat tot se poate distruge de la un cuvânt, de la o cătătură, de la o vorbă nepotrivită. Eu țin minte chiar la mine. Aveam mama de pe tată și aveam mama mamei. La una îi zicea mâca, la cealaltă a mamei îi zicea mâșăca. Mâca de pe tată, fiindcă tatăl meu murise, e întotdeauna, tu sânge că vin la mâca. O nouă copt să-ți dăie. Adică el pune în cenușa aceea de paie și el cât știa câte minute, el spăla și n-ați mânca un ou ușor copt. Vine mama mamei. Eu eram cam așa de vreo 5-6 ani. Vieră, bate-o și pune-o la lucru. Să fie gospodine, să fie harnică, să fie. Ce frumos îmi plăcea mie, că mama mea niciodată nu spunea cine are dreptate și cine are. Ea nu ținea cu nimeni și niciodată nu ocăra ori lăuda pe cealaltă. Deși dacă, după părerea mea, a mamei, avea un câr de gâște, era pe malul răutului, când intrai în ograda aceea, curtea aceea, te dădea jos păsările, deschidea portița, toate se duceau. De pe tată eram mai modestă, în schimb, a trăit 113 ani, a pune ață în ac și strica nucile în dinți. Întotdeauna să apreciem și să acceptăm libertatea completă. Vreau zic că în toate chestiile de căsătorie trebuie să fie foarte, foarte atent. Mamele, fetelor, în primul rând, toate anecdotele în lume sunt făcute pe soacrele mici. Rusește zice tioșcea. Păi ei fac atâtea anecdote pe socoteala asta și nu numai rușii, și moldovenii și tot, deci, fiindcă își vâr în nasul unde nu-i fierbe oala. Dacă mama fetei ar fi foarte cum scade, și și-ar da seama de dragostea asta care i-a unit pe ăștia doi, ei trebuie să întărească familia asta. Doar tu ai toate de la acest bărbat și pâinea în casă și casa ți-o face și un țânte o bate și o lampă o sucește și tot. Tu nu poți face nimic și în același moment stai în poziție.